este o poveste, o poveste care se rea an de an, domnul Odean. Ideea este în felul următor. Da, cadrele didactice, cei care lucrează în unitățile de învățământ, trebuie să facă aceste analize. Analizele sunt mai puține pentru cadrele didactice, sunt mai multe pentru personalul muncitor care lucrează în cantine. Numai că eu credeam că problema asta e de acum s-a lămurit, în sensul că aceste analize trebuie să fie plătite de către angajator. Conform legislației, angajatorii, adică unitățile școlare, trebuie să plătească aceste cheltuieli legate de analizele medicale. De fapt, în an de an, noi atragem atenția, încă din lunile octombrie-noiembrie, unitățile școlare care își proiectează bugetele pentru anul viitor, să cuprindă aceste sume în bugetele lor anuale. Că unele școli nu o fac și obligă cadrele didactice, obligă personalul nedidactic sau didactic auxiliar să suporte cheltuielile acestor analize medicale, este un abuz. Noi, ca sindicat, spunem că trebuie respectată legea în ceea ce privește obligativitatea analizelor medicale, dar în același timp spunem că este obligatoriu ca angajatorul să respecte legea și să suporte contravaloarea acestor analize medicale. Dar încă o dată vă spuneam că an de an apare aceeași problemă, credeam că odată pentru totdeauna s-a rezolvat și putem să ne vedem liniștiți de rezolvarea altor probleme mai grave ale sistemului de învățământ.